Hei, bună, poate nu mă cunoști. Eu mă numesc Sebastian, am 16 ani și sunt un creator de conținut care postează pe YouTube. Astăzi vreau să vorbim despre ceva și să vorbim despre ceva mai serios. Adică, în zilele noastre, tot mai mulți oameni încep să se degradeze, deoarece nu au o educație, nu au niște principii, nu au o familie care să-i îndrume la așa ceva. Eu vă pot ajuta astăzi. Poate că vă întrebați, ok, Seba, de ce ești așa de mare? De ce ești așa de gras, ok? Poate pentru că eu am făcut sport în trecut și am lăsat sportul pentru a mă axa pe studii, gen am vrut să învăț montaj video, am vrut să învăț să filmez, am vrut să învăț să fac poze, am vrut să învăț chestii elementare pentru a fi un vlogger, cred că așa pot să mă numesc, sunt un vlogger și cred că e nouă chestia asta în România, adică n-am văzut pe altcineva să facă așa ceva. Haideți să vă zic exact ce sporturi am făcut. Am făcut karate. Și de la karate, vai, să vă zic, mi-a plăcut enorm. Deci la karate, cred că a fost unul dintre sporturile pe care le-am iubit foarte, foarte, foarte tare. Aproape în fiecare sâmbătă și atât de mult mă băteam, băi, nici nu știu ce să vă zic, mă mai las aici filmulețe și poze, deci vă dați seama! Bă, dacă se poate focusa, deci ăsta, băiatul ăsta de aici sunt eu. Și, băi, așa mic eram și așa drăguț, dar în mine s-a născut o altă pasiune și aceasta a fost kayak canoe. Am făcut kayak pe râul Mureș și simt că asta m-a ajutat și m-a dezvoltat foarte mult și psihic și fizic. Tu ești un exemplu pentru oricine care te privește, orice, în orice domeniu ai fi. Dacă faci poze la câini sau dacă ești doctor, ești un exemplu, ok? Pentru că asta este profesia ta. Eu vreau să fiu un exemplu pentru voi și să vă invit să fiți oameni mai buni. Dacă vezi un gunoi pe jos, dacă vezi un pet, dacă vezi orice ce nu este biodegradabil pe jos, te rog frumos, ia-l și aruncă-l la gunoi. Îți faci un bine ție în primul rând, îmi faci un bine mie și faci un bine tuturor. Dacă ne punem fiecare să strângem măcar un gunoi de pe jos, țara asta, România, ar fi mult, mult mai curată. Încercați să fiți oameni mai buni în general și să aveți un zâmbet pe față. Să știți că un zâmbet poate schimba o întreagă zi. Vreau să vă cânt acum un refren pe care l-am compus ieri la Uculea și să vă îndrum să faceți asta. Gunoiul se aruncă la coșul de gunoi, traversați pe verde să nu fie tărăboi, aplicați regulile să nu fie așacmat, citiți cât mai mult pentru un popor educat. Ok. Asta e cântecul. Hei, îți mulțumesc de vizualizare, eu am fost Sebastian și noi ne vedem data viitoare. Pa!